tuturor celor din Zodia Capricorn sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Capricorn și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna noiembrie 2023. Și vom începe cu numărul norocos pentru voi și aici avem 32, tens să cred că și la săgetător a această, această, cifră. De blocări pozitive apar aici la voi, situații care se vor clarifica se vor rezolva și așa mai departe. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să lăsați un like sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet sau și amestecat cărțile la voi. Încercam să le iau în poziția care, în care au venit și ele încercau să se așeze altfel. Bun. Haideți să vedem energia principală pentru prima săptămână din luna noiembrie și avem un șapte de spade. Și aici avem două variante. Ori voi trebuie să fiți un pic șmecheri și să vă urmăriți interesul într-o anumită situație și să fiți foarte atenți la toate lucrurile care apar așa pe nevăzute, nepregătite ori trebuie să încercați să fiți atenți la o persoană care va încerca să vă manipuleze și într-adevăr vă dă dezamăgire ceea ce înseamnă că vă duceți mai mult în direcția aceea în care să fiți un pic păcăliți îmi apare o supărare pentru că voi aflați de faptul că o anumită persoană v-a câștigat încrederea doar că vă dezamăgit, vă dezamăgește și se vede situația aceasta, are legătură poate și cu o siguranță financiară, cu o situație legată de partea sentimentală, dar vi se face dreptate, recuperați o sumă de bani, veți fi în siguranță, uh, îmi apare faptul că veți afla despre niște lucruri pe care nu le-ați știut până acum și totul vine pe, cu rapiditate, multe activități, Apar la voi, dar și comunicare cu persoane din străinătate. într-adevăr, cred că vi se deschid drumurile aici, vi se deblochează anumite situații. Aveți de face cu semne de aer, gemen balanță vârsător, semne de apă, rac, scorpion, pești, dar și semne de pământ, ori fecioară, capricor și semne de foc mi-apar aici, la voi. Berbec leu săgetător. Ia să vedem. Da, primiți o veste într-o seară poveste care pe care o așteptați de mult și ne să vedem ce se întâmplă. Dispare disperarea voastră, sperarea voastră, nu știu, o panică pe care o aveți vis, -vis de o situație, dispare pentru că stabiliți niște termeni, condiții, vă revedeți cu cineva, vă întâlniți cu cineva pentru a pune la punct niște detalii importante. În a doua săptămână avem turnul, un, un final brusc și șocant în viața voastră care are legătură cu o suferință, deci nu este nimic negativ, este doar ceea ce vă ține pe loc, ceea ce nu vă lasă să mergeți înainte. Este vorba de un blocaj în trecut. Ați fost blocați în trecut. Iar turnul vine și dărâmă toată suferința, jalea, ghinionul din viața voastră și tot ceea ce v-a ținut pe loc. Da, dar într-o seară, mi pare un mesaj într-o seară, deci o seară decisivă în primele două săptămâni din luna noiembrie, care alungă de pe fața voastră tristețea și veți fi în fața unei așteptări pentru o stabilitate, o siguranță, ca și cum vă simțiți protejați, împliniți, reușite pe casă, familie, bani, muncă. În a treia săptămână veți avea foarte multe sarcini de dus la îndeplinire. Aveți mai multe lucruri de terminat, de finalizat. Ia să vedem despre ce este vorba. Da, poate fi vorba de anumite curiozități vis-a-vis de o instituție. Poate vreți să finalizați un proiect personal, o, nu știu, o casă. Vă luptați foarte mult pe reușita într-o relație de dragoste, pe o mutare, pe un, nu știu... O mașină pe o clădire anume sau pe un birou anume unde ați dus multă muncă sau ați investit mult timp, bani, energie și așa mai departe, și ori primiți un sprijin aici ca să ia de pe spatele vostru o greutate. Ori aveți o susținere legală, pe de altă parte poate fi vorba și de o dragoste haotică între o persoană mai tânără și una mai în vârstă, pentru că văd o diferență de vârstă, de statut, de gândire, o persoană care nu ia lucrurile în serios, dar văd și o negociere pe un uh, nou început, pe o muncă, pe o dragoste, pe o prietenie, pe o bucurie care vine în viața voastră. În a patra săptămână văd că veți vedea face consemn de apă, rac, scorpion, pești. Va fi o săptămână dedicată poate maturității emoționale. Văd și un drum pe care îl veți face. Voi este un pic teamă de acest drum sau veți afla vești de la un drum. Este vorba de o persoană care nu vă acceptă întru totul și voi veți afla adevărul de ce. Ce împiedică această persoană de a fi cu voi? Sau poate fi vorba de o reușită, da? Ce împiedică această reușită să, să vină la voi, să aveți această reușită? Este vorba de cineva care se împotrivește sau care este manipulat, manipulată. Dar cu toate acestea văd un, o explozie de bani pe partea financiară, rezolvați multe probleme. Și vă gândiți pe viitor ce mai faceți: primiți niște cadouri, primiți niște vești salvatoare, un sprijin de orice fel vine către voi. Pe planul sentimental mi-apare blocajul acesta, dar nu este blocaj, este vorba de lipsă de comunicare, de atenție și de emoție din partea persoanei iubite, care vă creează foarte multă neliniște, panică, că nu va mai fi nimic pe viitor. Trebuie să țineți minte faptul că orice relație este întreruptă în momentul actual, nu chiar orice relație. Cele care au rămas cumva în aer, da, n-au la sfârșit. Ia să vedem. A apărut altcineva. Și lucrul ăsta vă creează dezamăgire, într-adevăr, vă creează o dezamăgire destul de profundă, pentru că altcineva v-a luat iubitul, v-a luat iubita. Pentru ce? Pentru bani. Da? pentru o stabilitate, doar că acea persoană își dă seama și vine înapoi către voi, vine să vă recucerească, să vă ceară iertare, dar voi vă susține sus și tare punctul de vedere, adică vreți o explicație ca să puteți să luați o decizie corectă. Dar să știți că îi veți mai da o șansă acestei persoane, oricât de mult v-a rănit, pentru că vine cu dovadă clară că îi pare rău, vine sincer către voi, vă veți sfătui într-adevăr cu cineva, aveți grijă cu cine vă sfătuiți, că e o persoană care vă duce un pic în eroare. Cred că cereți sfatul unei persoane care considerați că are o anumită abilitate, pentru că vă văd aici la o deschidere de cărți, ceva de genul, și nu nu văd niște informații corecte, văd o falsitate în mesajele pe care le primiți. Din punct de vedere profesional, mi-apare o discuție pe care veți avea cu o femeie în semn de apă, rac, scorpion, pești sau în de capricorn sau în semn de aer, gemen, balanță, vărsător. Să știți că vă vine o încercare de la un drum, sunt foarte multe tentații, vi se promite mare cu în perioada următoare, pe, nu știu, un job, un job extraordinar, un proiect de nerefuzat, o situație prea, umflată, prea exagerată, la care trebuie să fiți atenți. Nu garantează succesul pe care vi, de care vi se spune aici. Parcă este prea frumos să fie adevărat. Pot veni într-adevăr niște câștiguri rapide doar că, sau un succes rapid din punct de vedere profesional, doar că apar niște consecințe. Trebuie să fiți atenți cu cine intrați în contact, cine vă promite o reușită pentru că va profita de faptul că sunteți vulnerabili din punct de vedere emoțional să și de aceea vine cu niște vorbe așa alunecoase, vorbe în vânt pentru că nu se concretizează nimic pe partea financiară, ia uitați ce realizare frumoasă aveți, aveți o împlinire, veți străluci, vă veți bucura din plin de acest belșug, ia să vedem cum... da, e un nou început financiar cu ajutorul cuiva, ori din partea persoanei iubite vine acest sprijin financiar ori pur și simplu Uh, aveți noroc Apar semnul leu Taur fecioră capricorn uh, rac, scorpion pești Se deschide o nouă sursă de venit Văd și prin uh, uh, și, și pe internet Nu știu să aveți o activitate Primiți niște transferuri de bani Vă vin niște bani Dar vin bani Cum să vă zic eu Așa uh, din ce în ce mai mulți sau foarte des pe planul sănătății poate apărea o sarcină, doar în anumite cazuri, sau o grijă pentru copii, pentru familie, pentru cineva din familie, dar văd uh, faptul că um, puteți să lucrați în domeniul medical pentru că văd persoane de diferite vârste sau persoane cu pro, diferite probleme. Poate apărea urăceală la un copil dacă aveți copii, dar e o problemă trecătoare pentru că vă văd mergând la medic, iar medicul vă dă un tratament, să ieșiți din situație. Provocarea vine printr-o așteptare, dar este o așteptare care aduce multă stabilitate. În schimb, voi nu mai credeți că este posibil pentru că așteptați de mult timp. Dar apare un nou început, așa, splendid, minunat, împlinit care vă ajută să scăpați de o suferință și de o neliniște sfletească, aduce curăță ceva negativ din viața voastră, dar aici mai apar niște tentații sau persoane care vor încerca să vă necăjească, nu trebuie să i băgați de seamă pe toți. Uh, și mi-apar și niște discuții care, parcă, parcă sunteți prinși așa, niște gânduri, niște trăiri care nu sunt ale voastre, iar surpriza vine cu puterea, da? poate veți avea putere din partea unui leu sau trebuie să aveți curaj să nu cădeți în capcana nimănui, mi-apare un o energie foarte benefică care aduce o creștere în viața voastră, multă prosperitate, mult belșug, discuții sănătoase, noi prietenii, mergeți la un preot. Primiți o ghidare importantă care vă ajută să deslușiți niște mistere, niște să rezolvați niște probleme complicate, parcă ascultați așa cu atenție sau auziți un zvon, sau mergeți lângă un grup de oameni și auziți o discuție care vă ajută pe voi să, să rezolvați o problemă. O problemă care vă macină de foarte mult timp și nu v-ați fi gândit niciodată că veți găsi rezolvarea atât de ușor sau pe această cale. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!